școală complet distructivă, 3 zile pe săptămână de după masă, 2 zile de dimineață. Situație incredibilă la Colegiul George Coșbuc din Cluj-Napoca. Din cauza conducerii școlii și administrației locale incompetente, două clase de elevi de-a 6-a vor merge la cursuri când cu noaptea în cap, când după prânz. Haos total pornit de la un mister. Cu sală de sport de jumătate de milion de euro inaugurată abia acum 4 ani, elevii Colegiului George Coșbuc fac sport afară, pentru că sala stă închisă. Înăuntru se face o expertiză misterioasă. Nimeni nu știe de ce. Tot ce se știe este că expertiza a fost comandată de primărie. De ce acum și nu în vacanța de 3 luni, care tocmai s-a încheiat, nu există răspuns la această întrebare. Cert este că sunt anumite infiltrații în tavanul sălii. Mai multe nu știe nimeni sau nimeni nu vrea să spună. Constructorul clădirii declară că sala nu mai este responsabilitatea firmei. Directorul școlii habar nu are când va fi redeschisă, iar primăria, care este proprietarul încăperii, întârzie să dea un răspuns. Sala de sport a colegiului este închisă de o săptămână. Directorul ne-a permis accesul în interior, dar fără camera de filmat. Ne-a spus în schimb că lucrează la o soluție prin care elevii să se deplaseze la Palatul Copiilor pentru orele de sport. Ar fi vorba despre o distanță de aproximativ 2 km dus întors, pe care elevii ar trebui să o parcurgă. Adevărat, însă doar parțial. Ce a uitat directorul să spună este că a dat peste cap întregul orar al copiilor și al dascălilor. Le-a trimis însă părinților înștiințări care sună așa. Consiliul de administrație al colegiului a hotărât următoarele. Clasele din ciclul primar să urmeze cursurile de dimineață. Clasele aflate la final de ciclu, a 8-a și a 12-a, să aibă ore doar de dimineață. Clasele a 9-a vor avea ore doar după masă. Clasele a 6-a și B vor veni 3 zile pe săptămână după masă. Restul claselor vor avea același număr de zile pe săptămână după masă ca și până acum. Nebunie totală. Iar în final, directorul anunță ceea ce ne spusese și nouă deja, și anume, în funcție de specificul claselor, o parte din orele de educație fizică se vor desfășura în sala de sport de la Palatul Copiilor. Și abia acum vine informația cheie. Sala de sport, proiect al primăriei Cluj-Napoca, a fost inaugurată în octombrie 2014 și de atunci cineva tot face expertize și verifică starea ei tehnică. Scrie negru pe alb directorul Valentin Oros. Din cauza soluției tehnice adoptate la proiectare, construire, sala de sport a fost monitorizată prin rapoarte speciale de urmărire în timp. 9 rapoarte. 9 au fost efectuate din 2014 până în prezent. Ultimul, din 20 septembrie 2018, a evidențiat modificări care necesită o expertiză tehnică prin care să se determine cu exactitate starea clădirii și măsurile care se impun. De ce 9 rapoarte? De ce expertiză tehnică? Ce stare a clădirii predate la cheie în 2014? Și căreia i s-a făcut proces verbal de predare-primire și în care lucrează copii și profesori? De ce atâta atenție specială? Proiectul a fost ceva experimental? Întrebări care, deocamdată, rămân fără răspuns. Ensien a contactat primăria pentru o declarație, dar încă nu a primit un punct de vedere.